Nu uitați, veți fi prezent la Bucharest Gaming Week, Palatul Parlamentului, 9 și 10 noiembrie. Ne vedem acolo, link în descriere pentru bilete. Let's go! Salut, dar fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod digitare live. Bam, cu polițistul astăzi, hâzionule, în mare Maserati de la șmecher. Maserati Ghibli, sau Ghibli, habar n-am. Apropo, mi-am pus ochelea, dacă n-ați observat încă. Haideți să vă arăt mai de aproape, așa frumos. Elegant cât de cât, numărul 1 aproape numărul 2. Stă și mie bine. Hai că stă și mie bine, adică e ok, mergi. Bun, azi ne jucă cu polițistul. Frumos rău de tot. Numărul 1. Sunt cu colegul meu Bordu, care e nou polițist și n-are nicio treabă cu viața. Ești gata, colegul, să mergem să prindem infractorii? Desigur că da, colegul. Așa. Bun. Noi suntem aici, mergem poliția de jos. Mergem pe feretare acolo, colegul, dăm o tură mică. Să vedem ce se mai întâmplă până oraș, de ce mă întrebi. Mergem, coleguțu, mergem. Coleguțu, da-sta. Și cum, colegul, te descurci în poliție, merge treaba? Cam așa ceva, colegul. Pe ce este neregulă, colegul? Care e problema? De ce este cam așa ceva și nu e perfect? Trebuie să mă obișnuiesc, colegul, ce să zic. Așa. Presiune, multă chestie, de ce? Ai dat până acum de ăștia cu mafia, cu d-astea? Nu, coleg, nu. Mi-e frică așa un pic. Momentan să stai și tu așa mai... Cum să zic, să nu te implici în pericole și d-astea, da? Coleg. Da, încerc, încerc. Sunt foarte periculoși ăștia de mafie. E unul acolo la filmul la Tudorel. Cam înțeles că are ceva, o organizație, mafie, nu știu cât de serioasă e treaba. E așa. Unul acolo care umbla mereu un papuci, amărât, vai de mama lui. Nu știu. Un papuci umbla, colegul? Da, niște papuci Gucci avea. Tot se dădea mare cu ei. M-am înțeles. Vai de mult, oricum, e un moldovean de ăsta. E ca Ilie, așa. Bă, moldovenii sunt fani, nu știu cum e ăla. Nu știu, colegul, că nu mi-a plăcut de el. Când l-am prins, i-am dat amendă ca lumea, nu așa. Cam liniște în oraș, foarte liniște. Mergem până la secție, tu și ne pe camere, colegul. Haide. Deci tu, colegul, pe stație, că pe ăsta, pe chestia aia ta. Coate dacă nu torpedou. Colegul. Ha? Ne vedem la stația de poliție. La stație ne vedem dacă e colegul. La secție, îmi pare rău. Ne vedem la stație, colegul, sigur. Te înțeleg, colegul, ești începător, n-ai cum. Mai am ceva probleme, colegul, că am trăit 13 ani în Italia. Păi de ce eu te-ai băgat acolo, colegul, la brancardieri? Na, acolo e mai greu, colegul. Chit că taicul meu era... e Berlusconi. Dar n-am avut. Te întâlnești tu, colegul? Caută-l pe ăsta, mă! Aoleu. Nu știu când l-am ocolit, că era să intru din el. Te întâlnești tu acolo cu Eros Ramazzotti, cu... Da, colegul, Paolo era, e prieten cu taicul meu, da. Nu știu dacă Paolo Coelho e italian, dar are nume de italian, dar stai te-ntreba. E italian. Ia uzi. Hai până aici la asta. Dacă nu s-a închis portierul ăsta.
Lasă-și. Coleguțu, care era pinul ăla pe care l-ai setat tu? Nu știu, colegul, nu pot să zic. E... Zi-mi-l aici la ureche, hai. Dacă vrei, mergem jos și îl pun eu. Zi-mi-l mai aici la ureche. Nu pot să ai, mergem, că ține și cine aude pe aici. Atunci îl bag eu pe ăla, al meu pornește alarma din nou și gata, ce dracu. Păi nu mai pornim alarma iar. Asta e. Hai, colegul, după mine aici. Nu mai porni alarma. Bi-bi-bi-bi-bi-bi! Bagă tu colegul acolo. Așa, lasă-mă pe mine. E, n-ai băgat pinul de joc, colegul? N-a pornit alarma data asta. Păi n-am băgat, făceam din gură așa la mișto. A. Șase, 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 enter. Ia să vedem. Rămâi acolo, rămâi acolo, că tu n-ai voie să stai dat, rămâi acolo. Nu mă uit, mă întorc cu fața. Poate-l dai și colegul, că ăsta a locuit 14 ani în Italia, de câte am înțeles, și a venit la noi să ne spioneze aici. La primărie, o contrasens băieții acolo, e cancer. La showroom e ok. Pe uliță e bine. Pe altă uliță e bine, pe altă uliță e bine. Ulițele sunt prea liniștit. Ce zici tu? Zic, e liniștit. Este așa frumos. Dar la, la primărie e cam ca... Uite, a picat un stâlp acum. Hai de capul meu. Paolo. Mă lași pe mine să mă uit, colegul? Nu te uita, colegul, nu lăsa poza asta apropie. Băi, rămâi acolo, la colț. Ia uite, pe ăștia merg pe o roată pe acolo, pe contrasens la primărie. Da, colegul, nu e bine. Hai, ia se duce, dracu. Hai, prietenașule, Italia. Ai uitat pinul, colegul? Trebuie să-l facem pe cartelă, că vă care își de-aia de băga cartela acolo, să nu mai bag eu pinul. Merge și așa, nu, dar nu știu, n-am cartelă. O să-mi iau cartelă de acolo, de la mine. Că le-au le-a lăsat pe toate într-un plic. Ăsta da, a venit aici. Dar ne-a băgat 90 mechile. Stai un pic, coleg. Da, coleg. A uitat chestia, mai uită puțin. Când ieșim de aici, să mai uită la peretele la acolo, nu știu ce face. Ce face la acolo? Au luat, a picat lumina. Ia uite. Colegul? Colegul, unde ești? A picat lumina, colegul. Colegul, unde ești? Aici, te văd pe tine, te văd. A. Aule, dar da. Unde e colegul ăla? Colegii, unde sunteți? Nu știu, nu-l văd. A, uite-l aici, uite aici. Colegii. Și nici nu merge lanterna. Pe unde ești? Acum, dacă... drumul, colegul, așa, pe mutește? Sper să nu cădem pe aici pe scările astea, din niște scări pe aici, parcă. Hai de capul meu. Hai că mergi pe aici pe față. Hai că parcă diclis câte ceva. Aule. Vezi că nu dai cu ceva, aha. E mai multă lumină, cred că e greșit pe acolo. Pe sus, pe scări era. Pe sus, da. Hai că mai bate ceva lumină pe aici. Ce s-a întâmplat, domnule? Hai pe aici pe afară, hai pe aici. A picat curentul, domnule. Țaoleo! Ce România! Alo, colegul? Da, colegul. Eu am mașina în față, de ce am ieșit pe aici? Colegul, e un jaf sus de tot. Jaf? Da. Hai să ne schimbăm repede. Hai să ne schimbăm, da. O să-mi iau ciorapul pe capul, o să pun casca la câtă lumină e în secția asta. Hai de capul meu, colegul, nu mai văd nimic pe aici. Dragă tovarășe,
Mamă, e beznă. Auleu, bă, dai beznă, colegul. N-au plătit factura. Ieșiți, doamne, afară de secție, că n-avem curent, nu merg calculatoarele. Gata, domnule, domnule, aș avea o întrebare pentru dumneavoastră. Ieșiți afară, domnule, n-auziți? Are el o întrebare. Colegul, nici suflet nu mi-l văd. Păi da. Hai, colegul, pe unde ești? Nu știu, colegul. Dan, cred că pe aici. Colegul, nu merg pe aici. Așa, așa. Da, bate tromba la bihor, bate tromba la bihor. Doamne, ieșiți afară acum imediat, e ultimul avertisment. Acum, acum, afară. Acum, acum. Domnule, aș avea o singură... Ieși afară. Ieșiți afară. Să se ducă un coleg să ia elicopterul de sus, colegul. Dacă ajunge până acolo. Păi eu nu văd. Coleguțu, coleguțu, unde ești? Colegul Chestor. Care ești că ai masca pe față și nu te văd. Eu sunt ăla italian. Am venit cu termicunele. Dă-i pe căscută să se ducă colegul să ia elicopterul repede. Deci ce facem? Unde e? S-a pierdut în secție? Nu știu, nu știu. Da, ce e acolo? Colegul, colegul, ia elicopterul, te rog frumos. Intrăm toți în elicopterul ăla? Intrăm, intrăm, nu e problemă. A, că intrăm dacă da, e. Hai că vine. A, pe vine cu ăla mare. Dați-vă așa. Dați-vă așa. Stați pe dinți în gură, prietene, sau ce? Stați pe vine să nu vă taie elicea aia. Stați pe vine, stați pe vine. Ce arătești pe ăla? Pe vine, băieții, pe vine. Pe vine, colegi. Pe vine, bă! Vreți să vă zboare capul. Haide, ce haide sus. Ce a ajuns? Părțiși, vezi că elicopterul ăla are. Hai că ai avut loc dacă e. Asigurare. Iar în brațe, iar în brațe. Hai echipa, hai băieții, se poate. Hai că le-au în brațe. Iar în brațe. Stai așa, colegul, să te iau în braț. Ține-l tare. Opa, așa. Am mai asigurat. Da, colegii, mergem la intervenție. Stați acolo, domnul din Galați. Și am merge. Bă, dar bine stăm cu ochelari, mă, sunt prea frumos, prea așa. Sunteți invidiați pe mine. Sunteți voi invidiați pe mine, măr. Că stăm prea bine cu ochelari. Am zis că măr. Colegul, să nu te piși pe tine, că domn Dobel aici amândoi. Țineți-vă bine de alea acolo, că elicopterul ăsta e mai agresiv așa de fel. M-auziți, bă, sau vorbesc singur? Da, 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 auzim. Păi ce drag? Mă țin bine, dar mi-e frică rău, e prima dată cu elicopterul. Mamă! Și-a picat curentul tot orașul, colegul, sau doar la noi în secție? În tot orașul, colegul, iubesc, nu tot se mă coare, nu merg lumini, nimic. Deci nu o să ne meargă nici camerele de la banca asta. Nici, măcar. Futui primăria, mâns. A, am înțeles. N-a plătit curentul, futui în gură să-i fut. Futui în gură să-i pentru... Îmi cer scuze pentru vorbe. Colegul, hai să avem și un limbaj cât mai adecvat aici, suntem în... Da, da, e obișnuit toată țara la acolo. Vorbește-mi pula mea frumos, colegul, ce dracu. La Babadâlga. Hai, colegul, dă-i blană, că e degeaba elicopterul ăsta, merge cu 3 la oră. Colegul e... Colegul, nu, nu, merg, nu mergi tare, te rog frumos. Merg, colegul, pentru mărimea acestui elicopter, cred că mergem destul de repede. Mergem cam încet, așa.
Nu-i dăm mai tare, colegul, mi-e frică rău. Am nevoie de un coleg să stea... Aveți careva sniper dintre voi? Da. Ok. Să stea vis-a-vis pe o clădire ceva. Alt coleg de jos, alt coleg de acolo să verifice pe... cu camera termică. Dacă se află ceva. Lasă-l pe colegul cu sniperul pe altă clădire, colegul. Și verificați cu camera termică dacă are elicopterul ăsta așa ceva. Aici, pe asta veche, lasă-l. Pe fabrica asta. Colegul, mi-e frică tare că alunec aici. Au doi ostatici. Da, acolo pe fabrică. Cred că sunt 3 sau 4. 3 sau 4, ok. Asta terizeze colegul nostru aici. Pe fabrică. Te dai ușor cu frânghia, da? Da, colegul. Pariu că nu se dă cu frânghia jos? Hai, colegul, dă-te. Ușor! Hai că n-a pățit nimica, e băia mare. Pună frică cu frânghia, dar o să-i direct. Hai să parcăm astea, colegul, să parcăm, să mergem cu mașinile repede. S-a dus cu frânghia dacă e. Hai că s-a dus cu frânghia dacă e. Unul a sărit, a făcut Superman și altul a luat-o frumos cu frânghia. Hai, trecu. Colegul, nu mi-ai zis că sunt așa. Ia-i drumul ăsta, colegul, nu mai ține în brațe. Gata, colegul, mersi. Hai, care urcă cu mine? Vin eu cu tine. Haide. Hai, urcă, mă, azi. Hai, mă, urcă! Acum. Dăm o tură prima oară să vedem ce se întâmplă pe aici, pe lângă bancă și după aia intrăm, ne apucăm de ei. Nu uita, colegul, sigurată și încredere, nu ne bate în joc de ostateci. Da, colegul, da. Uite pe aici, de obicei se bag ăștia pe la hotelul ăsta. Asta ar fi mașinile lor? Parcate aici? Nasol că nu mai merg camerele dacă nu merge curentul tot orașul. Nu și-a revenit curentul? Nu cred. Înțeles. Poți să-i trage, colegul. Focuri de armă. Dă pe stație repede că-s focuri de armă la bancă. Băieții, focuri de arme la bancă. Asta o facem pe aia să rănească, colegul. Așa. Direct. Eu o parchez aici, așa. Ușor, colegul, cum mai coborăm noi de aici? Hai de jos. Sparg picioarele aici. Aoleu. Cine se află în bancă, mâinile sus, ieșiți afară din bancă imediat. Poliția! Nu e nimeni, colegul, în bancă? Poliția, mâinile sus și afară din bancă, oricine te afla acolo. Ați găsit banca, băieții mei. Îl văd pe geam, colegul. Acolo am văzut un ciucure, ceva de pălărie, parcă. E... cineva îmbrăcat de Crăciun ceva. Lăsați-o, stați! Aș din gură, colegul.
N-a venit Crăciunul încă, lăsați un static să iasă, vreau să vedem o staticul. Dacă aveți un static. Aduceți mă o staticul. Ia uite la aici. Coloșe, bu. Stați mai aici. Mai aproape de ușă să-l văd. Aici, le vedeți destul de bine. Hai că-l văd, da. Este, sunteți în regulă, doamne, mă auziți? Eu da. Aveți un singur static, doamne? Adu-l și pe cel. Frățior, vino te rog. O las. Ok, l-am văzut. Dați-i drumul, domnule, cu șapcă, domnule, că pare mai tânăr. Mulțumesc. Cine, domne? Nu iasă, domnule, nimeni din bancă. Domnul cu șapcă, domnule. Ați nebunit? Ați nebunit cum se ieșe din bancă? O să ieșe cum o să vrem noi. Domnule, și cum facem? Cine conduce de acolo? Domnul Spiriduș sau cine e? Rudolf, Rudolf. Am înțeles. Rudolf, domne, vă cheamă? Da, da. Sau așa vă zice? Așa e poreclă. Poreclă. Cum vă cheamă, domne, să fac să face cunoștință dacă e? Păi tot așa. Dar păi mă, mi-era rușine. Colegul? Păi un pas în față. Transmite repede la mașină să aflăm cât mai multe informații despre domnul Rudolf. Așa. Colegi, colegi. Mai multe informații despre domnul Rudolf în baza de date, vă rog frumos. Spuneți domnilor, cum vreți să procedăm? Păi, eu zic să fie fără violență, să scăpăm o sate și, și luăm și banii și gata. Vino mai aici. Dați-i drumul unui static să pot, să pot avea încredere în dumneavoastră, domnule. Să știu că sunteți serios. Păi, dar nu știu, eu cum pot avea încredere în voi? Adică? Păi, vreau să mutați un pic asta din față, dacă se poate. Asta mare? Asta mare, deci. Acum o mut eu. Stați pe poziții, colegi. Stai, să mă dau un pic. Vă sunt aventura, vreau pe degeam. Dar cu ușa aia de la ma... Iau, deci... Băi! Acum o mut, domne. Băi, păi o strică, ne-o dă strică, e țeapa asta. Și suntem unde deja strigăm într-o parte cu vino mai încoa. Gata, domnule, am mutat mașina, nu mai aproape. Păi, am zis doar o mașină, să mutați nu toate. Păi, n-am știu, domnule, câte mașini vreți să mut acolo. Le-am mutat pe toate acum și terminurile. Fac parte dintr-o organizație. Organizație, domnul Rudolf, din organizație? Da, așa. Mai multe informații ai pentru mine? Nu. De ce organizație faceți parte, domne? Non-guvernamentală sau guvernamental? Non-guvernamental. Non-profit? Non-profit. Ne faceți singur profitul. Vă faceți singur profitul. Bună, bună, bine pe glumea asta, domnul Rudolf. Eu n-am învățat ce. Hai mă ăsta cu cască, e șofer. Haideți, domne, că am eliberat, am dat acolo. Hai să ne ținem și noi de cuvânt. Nu cu cască, domnule, domnul cu pălărie verde, domnule, cu pălăriuță. Acum cu suntem șepcuță. La alegere sau cum? Că păi eu domnului cu pălăriuță am să dați drumul. Și eu vreau să dau drumul ăsta. Ok, dați drumul domnului atunci, dați drumul să iasă, domnule. Dă-i drumul. Fără mișcări sau... Dă-i un gând acolo. Ieși, ieși afară. Fugi, fugi de acolo, fugi de acolo imediat. Haideți să ieși pe lateral. Dar parcă mai era așa. Aici o armă. Vezi colegul, acum... colegul du-te la ăla, perichiționează, vezi dacă e în regulă, dacă a pățit ceva. Du-te tu, colegul. Acum am nevoie de o blindată. Ușa spre mine, cu două uși deschise, cea de la șofer și cea de la pasager și stânga spate. Stânga spate, pornit. Pasager și șofer? Da. Și imediat motorul pornit. Și motorul pornit. Și pornit. Colegul, ai blocat mașina asta de aici? Da, așa că îți dau mașina mea acum. Încercăm să luăm o... Conducă o static. N-are de să se prindă cu el și dacă trage în el, n-aș... E bine, domne, parcat așa? Da, e perfect. Șofer și stânga... stânga... Șofer și stânga, da. O static, mă auzi. Și motorul pornit.
Și motor. Și motorul, păi, imediat, doamne. Adică să văd eu că iese aburul ăsta aici. Iese aburul, fii maxim iese aburul din el. Fii atent, o static, te duci la volan și pleci. Deci uitați aici. Să urcăm noi. Șoferul. Și apoi pleci. Așa. Și stânga. Și stânga. Să nu faceți pe o manevră sau ceva, că ești urât. Exact, domnule. Dacă încuiați mașina apoi, o să iasă urât rău. Nu încuie nimeni, domnule, că e mașina mea, n-au ei cheia de la asta. Bine. Să nu aveți propriu, în plus să o aveți adună voastră. Încredere. O staticul, să-i liberați și o staticul ăsta la altul acum. Când ieșim. Când ieșim, nu ne atingem de el. Dar vreau să părăsiți perimetru. Colegul, părăsiți perimetrul, lăsați oamenii să iasă. Cu tot cu dumneavoastră. Doamne, dar nu vă da burul. Vreau să vă zic de la început că nu vom pleca de tot, nu vă părăsim cu o staticul aici. Păi nu de tot, domnule, n-am zis că... Ok, haide. Dar vreau să vă da burul de aici, de la tobă de eșapament. A, burul de la tobă de la eșapament? Păi e de-aia cu Killers Go, Killers Entry, bossule, și cu... Stop la mod, la semafor, dintre acolo. Hai, mă, dă-mă dreacu, păi mașină de lux sau e mașină de poliție? Pune-o, domne, pe neutru, păi nu vă parking. E și făcută pentru ăsta, domne, pentru, cum se numește? De oraș. Da, domne, puneți-o pe neutru, nu pe parking. E pe neutru, domne, dar ce zi fac? Uitați-vă, dacă împing, fiți atenți aici, am împing. Vino aici, te rog. Vedeți, domne, am împins un pic, nu are frâna de mână tras. Superman. Ok, o static. Încet, încet ieși. Primul. Colegu, dă-te de aici, colegu, nu mai stai aici, lasă-i să iasă. Păi, sigur. O static. Eliberat zona în momentul ăsta. Haideți, domne, ieșiți de acolo. Lăsați-o staticul să plece. S-a urcat în mașină? Hai, frățiorul, frățiorul, hai. Hai, nu hai, trageți, hai, nu trageți! Nu trageți! Dacă ați tras, unde-o staticul? V-ați dus. Nu dau țeapă, colegi. Haide, haideți, haideți! Dus, colegi, mai merge asta? Ușor, colegu! Hai că mai merge, care va cu mine mașina acum, repede? Bine eu. Haide, care va cu mine mașina asta? Hai mai repede! Bă, colegul, scuze. Ia patru ani să intri în mașină. Pe unde au luat-o, colegii? Vreau informații. De pe stație. Hai de capul meu. Fa. Colegul, am vorbit pe stație, au luat-o pe autostradă. Pe autostradă? Da, da, colegul. În jos? Pe autostradă, partea de stânga sau dreapta orașului? Mașina asta nu stă prea bine pe direcție, că am lovit-o și eu fix l-am luat atunci când am venit. E bine pe aici, colegul, pe autostrada asta? Colegul, vorbește cu mine! Bă, deci nu înțeleg pe ăștia, mă! Colegul, m-auzi? Te aud. Pe vorbește cu mine! Scuze, am o ureche înfundată. Pe dăspund-o, bagă degetul în ea, vreau să te aud unde este. E pe partea opusă, e pe partea opusă. Pe te-am întrebat mai devreme pe care autostradă e. Am interceptat un pic, am greu, scuze. Bă, că interceptez degeaba, că acum ne-am dus pe pulă, suntem degeaba aici. Trebuie să ocupe ceilalți colegi de ei. Păi da, băieți, aflăm în episodul următor dacă colegii mei i-au prins pe ea. Pentru că eu am primit informații greșite și m-am dus pe alta autostradă de ce mă întrebați. Așa că în episodul următor aflăm dacă i-au prins și dacă i-au prins să interogăm și aflăm care e treaba cu ei. Ce organizație, că au spus că fac parte dintr-o organizație sau ceva de genul chestie. Vom vedea în episodul următor continuarea. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut episodul, iar noi ne revedem data viitoare, să aveți o zi perfectă în continuare. Ciao.